Nu mai merg pe varianta declanșării unei greve generale. Angajații Complexul Energetic Hunedoara spun acum că au reușit în urma unei concilieri cu administrația să obțină promisiunea semnării unui contract colectiv de muncă până în data de 9 septembrie. Și atunci, deși au strâns semnăturile necesare, nici minerii, nici energeticienii nu mai optează pentru grevă. Până în data de 9, a 9, vom semna acel contract colectiv de muncă care am convenit cu administrația Complexul Energetic Hunedoara în urmă cu câteva zile. Pe moment am sistat semnăturile, le-am oprit, dar totuși semnăturile erau valabile pentru greva generală, deci ne încadrasem în ce trebuia să adunăm și așteptăm cu nerăbdare ca contractul colectiv de muncă să fie înregistrat. În cazul în care nu va fi înregistrat până în data de 9, cu siguranță vom continua greva generală, că semnăturile le avem deja pregătite. Minerii spun că administrația a venit la ITM Deva și a convenit asupra actului colectiv al angajaților, fiind de acord chiar cu sporul de muncă suplimentară de 75%, iar alături de mineri sunt și energeticienii. După 2 ore de discuții și confruntări, am ajuns la un numitor comun, la cele 2 puncte care au mai rămas de negociat, respectiv salarizarea specific de activitate în activitatea de minerit, energie și alte activități, forma de salarizare, acordul direct, acordul indirect și în regie, și al doilea punct cu munca suplimentară efectuată după programul de lucru sau în alte zile când un miner sau un energetician este chemat la muncă suplimentară. Am ajuns la un omitor comun, am ajuns la o înțelegere. Acest contract colectiv de muncă prevede drepturi salariale pentru cei care rămân în sistem, dar și pentru cei care vor fi disponibilizați. De altfel, administrația CEH a notificat deja Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Hunedoara, cu privire la intenția de a disponibiliza personal, iar concedierile colective se vor face în perioada următoare. Potrivit CCM, minerii care se pensionează primesc o primă de 3.400 de lei în momentul în care le vine decizia, iar cei care pleacă la cerere din sistem beneficiază de prevederile ordonanței numărul 36, care presupune acordarea plăților compensatorii în 3 tranșe în lunile noiembrie, decembrie și ianuarie. Nu au circuite funcționale, nu au spații de joacă, grădinița este în incinta școlii, iar preșcolarii nu au curte și nici propriul spațiu de recreere. Acestea sunt principalele motive pentru care DSP Hunedoara nu a autorizat 13 unități, cele mai multe fiind în Valea Jiului. Asta în timp ce numai la Petroșani o grădiniță se construiește de cel puțin un deceniu, în apropierea primăriei, iar școala nu are autorizație pentru că funcționează în aceeași clădire cu grădinița. Peste 95% din unitățile de învățământ dau autorizații sanitare de funcționare. Cea mai multă parte a unităților neautorizate sunt în Valea Jiului. Sunt unități care, de fapt, sunt pe listă de foarte mulți ani și se fac tot ce este posibil ca acestea să funcționeze în condiții igienico-sanitare corespunzătoare cu privire la curățenie. Ele nu corespund ca și volum de aer, ca și structură, deci nu au circuite funcționale, nu au numărul de dotări corespunzătoare, deci număr de tot ce înseamnă obiecte sanitare într-o unitate școlară. De asemenea, sunt grădinițe care sunt la partea de bloc și este clar că nu există curte de joacă. Știți foarte bine, pentru preșcolari, joaca este de fapt proces de învățare. Alte grădinițe însă sunt la parterul blocurilor și acolo nu pot primi autorizație, dar numai la Lupeni sau la Petrila sunt 2 exemple în care grădinițele au fost mutate în spații noi perfect funcționale.
Revenirea la votul pe listă de partid a reîncălzit speranțele comunității maghiare din județul Hunedoara, care trage pentru a-l trimite pe Țeler Lorinț la Casa Poporului. Consiliul Reprezentanților Județeni al UDMR Hunedoara a validat candidaturile pentru Parlamentul României. Potrivit declarațiilor făcute de președintele UDMR Hunedoara, Iuliu Winkler, Uniunea va depune liste complete în toate județele țării, chiar și acolo unde nu există organizații. Cred în candidatul nostru pentru Camera Deputaților, în colegul meu, Sel Lărinț, pentru că el are o experiență de aproape 20 de ani în județul Hunedoara, atât politică cât și administrativă. Are de altfel o experiență de București, pentru că a fost membru al Guvernului României, subsecretar de stat pentru problemele tineret și sport. Are această experiență care este importantă a actului legislativ, sigur că din cealaltă parte a baricadei, din partea celor care propun în numele guvernului, are o experiență și știe foarte bine ce înseamnă județul Hunedoara. El și-a început cariera la Lupeni și a lucrat, deci știe ce înseamnă Valea Jiului cu problemele deosebit de grave care sunt acolo, dar trăiește de foarte mulți ani în Deva, familia lui este aici, el, din câte am vorbit, își proiectează viitorul în Hunedoara, ceea ce este important pentru noi. Țele Lorinț și-a început munca pentru comunitate în urmă cu 21 de ani în cadrul organizației de tineret din Lupeni, iar timp de peste 11 ani a deținut funcții de conducere la nivel local cât și central. Având în vedere experiența profesională, politică, cât și cea din comunitate, în discuțiile cu colegii din organizația județeană UDMR, cât și cu conducerea națională, am decis că este momentul de a intra în politica mare sau de a intra pe teren pentru reprezentarea comunității maghiare din județul Hunedoara, dar și pentru interesul județului Hunedoara. În urma alegerilor parlamentare din decembrie, județul Hunedoara va fi reprezentat în Parlamentul României de 6 deputați și 3 senatori. Aproape 200 de tineri din Valea Jiului au luat în calcul, ca prima lor șansă, după ce au absolvit liceul, să devină șomeri. Sunt dintre cei care au absolvit 12 clase și care acum sunt în evidențele agențiilor locale din Petroșan, Lupeni și Vulcan. Iar dacă nu vor șomaj, s-au înscris măcar ca persoană în căutarea unui loc de muncă, potrivit studiilor lor. Pentru cei care au terminat liceul în vară, acum putem să-i primim doar pentru a deschide dreptul la indemnizație de șomaj și până în momentul de față avem 191 de persoane cărora le-am deschis dreptul. Aceștia pot primi indemnizația de 250 de lei pentru următoarele 6 luni de zile, iar cei care abia în toamnă și-au rezolvat situația școlară, acum pot să-și depună dosarul pentru șomaj, pentru că doar ei sunt cei care nu au depășit termenul de 60 de zile de la absolvirea cursurilor școlare. Au expirat perioada de 60 de zile pentru absolvenții de învățământ liceal. Cei care au avut, de exemplu, examene, situația neîncheiată la astă vară, aceia mai au termen de luare în evidență. Deci cei care au terminat în toamnă sunt în continuare așteptați să-i luăm în evidență. Absolvenții de liceu pot, ca primă opțiune, să-și facă dosarul de șomer, dacă nu reușesc sau nu doresc să se înscrie la facultate, la sesiunea din toamnă. Copiii de grădiniță sunt așteptați să se înscrie, pentru că aceasta este ultima săptămână în care părinții lor o mai pot face, pentru noul an școlar care începe în 12 septembrie. Sunt puțini copii care vin anul acesta la grădiniță, iar educatorii sunt îngrijorați, mai ales că prin programul Fiecare copil în grădiniță, părinții ce provin din familii cu venituri modeste sunt susținuți financiar lunar cu câte 50 de lei. Totuși, numărul copiilor este mic. Spre grădinițele noastre nu s-au îndreptat foarte mulți copii sau părinți cu dosare să-și înscrie copiii la grădiniță. Noi avem înscriși în cadrul acestui proiect doar pe copiii care s-au aflat deja în grădinițele noastre în momentul în care a fost lansat acest proiect. Căderea este sesizabilă de la an la an, pentru că numărul copiilor mici este tot mai mic. Părinților pleacă peste hotare și îi iau cu ei. Sau de vină este și natalitatea scăzută. Constatăm pe măsură ce trec anii că de la un an la altul numărul copiilor în școli și grădinițe scade. Situația aceasta este general valabilă, se plâng și alte județe de lucrul acesta, dar în Valea Jiului, în mod deosebit, datorită situației socioeconomice, datorită lipsei alternativei pentru ocuparea unui loc de muncă a părinților care au rămas în șomaj,
Foarte multe familii s-au mutat. Dacă în anul 2014, în cele 4 mari grădinițe pe care le conduc, am avut 820 de copii, anul trecut, încă anul acesta nu pot să dau cifra pentru că nu s-a încheiat perioada de înscrieri, dar anul trecut am avut 625 de copii. Săptămâna aceasta este ultima în care părinții își pot înscrie copiii. Ei sunt așteptați la grădinițe să-i aducă pentru că socializarea celor mici este esențială atunci când vor începe școala. Invitați de vază, foști directori și absolvenți de elită, cu toții sunt așteptați în prima zi de școală la Liceul Industrial din Petroșani, care acum poartă denumirea de Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petroșani. Cei mai vechi profesori de aici spun că de-a lungul timpului, prin băncile acestei școli, au trecut oameni cu care acum se mândresc și tocmai de aceea au decis să facă din acest jubileu un eveniment de seamă. Așadar, luni sosesc la Petroșani o serie de personalități. În primul rând, doresc să-l amintesc pe domnul viceprim-ministru Vasile Dâncu, care ne-a promis că va ajunge, dar nu în ultimul rând, toți foștii noștri directori pe care am reușit să-i mai contactăm. Am invitat-o pe doamna Ileana Gemeș, actualmente decan la Universitatea 1 decembrie, Alba Iulia, doamna profesoară Pantelimon, doamna profesoară Lăpăduș, domnul director Groza, domnul director Lăpăduș, și o mulțime de alte personalități din zonă. Unii dintre foștii directori încă predau aici și acum spun că această școală le-a fost ca a doua casă. Practic, liceul ăsta a fost mai mult decât casa mea, pentru că mi-am petrecut mai multe ore aici decât acasă. Și totul a fost ca o familie, o echipă minunată cu care am lucrat și toți am lucrat din plăcere, din dorința de a face acest liceu un nume în județ și nu numai. Manifestările încep de dimineață, iar la acest liceu va fi dezvelită o placă comemorativă cu acest prilej. Pe 12 septembrie, la sugestia domnului Iosif Moldovan, absolvent al primei promoții, să sărbătorim această aniversare. Aniversarea va începe la 11:30 cu primirea invitațiilor aici în școală, vizitarea școlii, dezvelirea unei plăci comemorative, după care ne vom deplasa împreună la sala de marmură a primăriei, unde avem pregătit un moment festiv. Vor fi amintiți profesorii de vază ai liceului, elevi cu care ne mândrim și sper să fie un moment frumos pentru toată lumea. Acest liceu a adunat în băncile sale pentru prima dată elevi în anul 1966, iar de atunci și până acum generațiile care au ieșit au făcut cinste școlii. Vor demonstra asta profesorii și absolvenții care se întâlnesc la Petroșani luni 12 septembrie la o jumătate de secol distanță. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România a publicat raportul privind stadiul lucrărilor efectuate până la sfârșitul lunii august pe șantierele viitoarei autostrăzi Lugoj-Deva. Potrivit documentului CNADNR, proiectul a avansat pe lotul al treilea al autostrăzii, în schimb lucrările aproape au stagnat pe tronsonul Deva-Ilia. Raportul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România privind stadiul fizic al proiectelor de execuție a viitoarei autostrăzi Lugoj-Deva arată că lucrările au avansat cel mai mult pe tronsonul al treilea Ilia-Coșevița. În schimb, lucrările pe tronsonul 4 Deva-Ilia au avansat doar cu 1% în luna august față de luna precedentă. Potrivit CNADNR, pe lotul 2 al viitoarei autostrăzii Lugoj-Deva între Coșevița și Traian Vuia, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 45,22%. Proiectul tronsonului de 28,6 km are o valoare de 563 de milioane de lei fără TVA. Pe lotul 3, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 60,86% în luna august. Valoarea proiectului este de 578 de milioane de lei fără TVA. Pe lotul 4 al autostrăzii, stadiul fizic al lucrărilor este de 47,92%.
Valoarea proiectului de 22,1 km este de 420 de milioane de lei fără TVA. Cele trei proiecte au demarat în 27 noiembrie 2013 potrivit CNADNR și aveau ca termen de finalizare 27 mai 2016. Din cauza întârzierilor, proiectele au fost fazate pentru a putea primi finanțare prin programul operațional sectorial.